Fosile de dinozauri unice în lume au fost descoperite în Geoparcul Țara Hațegului de o echipă de cercetători de la Universitatea din București și o universitate din Budapesta. Potrivit specialiștilor, acestea au o vechime de aproximativ 70 de milioane de ani. Primele indicii ale existenței siturilor fosilifere din zonă au fost identificate încă din anul 2019, iar cercetările ulterioare au scos la lumină resturile unor asociații bogate de vertebrate care au trăit aici către sfârșitul perioadei Cretacic. Cele mai numeroase fosile de dinozauri identificate aparțin unei specii erbivore, bipedă și de talie mică, între 2 și 6 metri lungime, membră a grupului Rhabdodontidae. Studiul acestui bogat material fosil este în curs de desfășurare în cadrul unui acord multianual de colaborare dintre cele două universități, iar primele rezultate ale acestor cercetări au fost publicate în decembrie 2023 într-o revistă de specialitate, ceea ce reprezintă o confirmare a descoperirii din partea comunității științifice. Oasele descoperite sunt într-o stare de conservare foarte bună, fără să fi fost sparte sau deteriorate în mod excesiv, în pofida vechimii lor și includ și părți ale scheletului, care nu au fost niciodată identificate la Rhabdodontidae anterior acestui studiu. Bazinul Hațeg este renumit de mai bine de un secol pentru descoperirile de fosile de dinozauri pitici din roci cretacic superioare. Primele resturi de dinozauri provenite din Hațeg au fost studiate de către excentricul paleontolog baron Franz Nopcea, care acum 120 de ani a descris de aici și primele resturi de Rhabdodontidae.